În Giurgiu dispar frecvent capace de canalizare. Sunt grele și aduc bani frumoși celor care le valorifică. Numai că hoții nu se gândesc la ceea ce lasă în urmă. Pe șoseaua Sloboziei, o bătrână a căzut într-o gură de canal în timp ce se ducea cu coliva la cimitir și din fericire s-a ales doar cu răni ușoare. Capacele s-au furat. Asta este, s-a furat capacele, doamnă. Am auzit că a căzut o femeie. Da, a căzut femeie, au furat capacele, să ține unii numai de furat. Păi strada asta trebuie să fie așa părăsită, nu trebuie să fie cu oameni. Da, și așa trebuie să facem și noi, să fie și orașul Giurgiu frumos, să fie și el așa cum trebuie. Nu să stăm să ne uităm din curte când noaptea e mai cu ochii de pe furat. Capace și... A căzut o femeie, sigur că da. Și copiii, doamnă, trece pe aici, de la școală, e micuț în clasa 1-a, 2-a și într-una se uită aici. Eu zic, dacă mă cădeți acolo, mă cădeți. Copiii ce știe, micuț ce știe, ei se uită acolo și-a. Oamenii din zonă nu au lăsat însă lucrurile așa și au apelat la omul de afaceri Nicolae Florian pentru a le rezolva problema. Acesta a găsit imediat o soluție provizorie și a astupat gura de canal cu o placă din beton. Pe șoseaua Sloboziei atât carosabilul cât și trotuarele sunt în curs de reabilitare, așa că până la finalizarea lucrărilor, noul capac va rămâne la locul lui.